Zeci de tineri din Lipnița și din localitățile din împrejurimi au începând de la mijlocul acestei săptămâni un nou motiv de bucurie care îi va ajuta să se integreze mai ușor în societate și să lupte împotriva discriminării. Proiectul Viața ca un mozaic, tineri, artă și discriminare, derulat de Asociația pentru Tineret Iduna cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, a ajuns la final, moment în care opera de artă de mari dimensiuni la care aceștia au lucrat timp de aproape o lună a fost expusă publicului larg. Este vorba despre un mozaic uriaș care a fost amplasat pe unul din zidurile din Lipnița. El îi reprezintă pe trei dintre tinerii de succes ai comunei, Elena Novac, Sebastian Bârsă și Cristian Nicoară, care au reușit să se afirme prin intermediul sportului, respectiv prin fitness, atletism și canotaj. Totodată, în cadrul evenimentului de dezvelire a mozaicului, aceștia au fost numiți cetățeni de onoare de primarul Nicolae Florin Dinu. Pot să zic că din liceu, elevii, colegii mei, știind că vin de la țară, oarecum i-au pus deja o etichetă. Știau că nu avem dreptul la multe resurse, că nu cunoaștem multe despre viața la oraș și deja eram, catalogați ca și cei de la țară. În schimb, faptele noastre, realizările noastre sportive de pe atunci au vorbit și ne-au pus pe noi în fruntea sau în fața etichetei pe care ne-o puseseră deja. Adică ne-am ridicat pe propriile performanțe. Iar de atunci, relația dintre noi s-a schimbat. Da, este foarte important ca oamenii în general să înțeleagă că, deși în mediul rural sau mediul urban, nu este atât de important, cât contează foarte mult disciplina și ce ai tu schițat în minte și ceea ce îți dorești să faci de fapt. Obiectivul general al proiectului a fost de a combate discriminarea din cadrul relațiilor socioculturale ale tinerilor și seminilor lor din mediul rural și nu numai, cu impact semnificativ asupra întregii comunități. Proiectul Viața ca un mozaic, tineri, artă și discriminare a fost realizat de Asociația pentru Tineret Iduna cu sprijinul Consiliului Județean Constanța.